bine ne regăsim cu cea de-a doua rețetă. O să facem niște cartofi în coaje la cuptor cu trei feluri de umpluturi. Îi punem într-o tavă, îi îngăurim bine cu o furculiță pentru că ei la cuptor se sparg. Avem sare și avem aici niște ulei de măsline. Am să bag această tavă la cuptor, cuptorul bine încins la 220 de grade, 40-50 de minute. Am să pregătesc umpluturile noastre. Am să încep cu prima. Ce o să ne trebuiască? Ciuperci pe care le mărunțesc. Am să iau un cățel de usturoi, îl toc un pic, pun niște unt, îl topim, aruncăm usturoiul, după care venim cu ciupercile și după ce aceste ciuperci trag tot untul din tigaie, am să adaug puțin ulei de măsline. Le prăjim un pic. Mai am o lămâie, am sărat coajat, am să adaug niște semințe de dovleac pe care le prăjesc și pe ele aici. Am să iau 4-5 fire de coriandru și am să-l adaug și pe el aici. Bun. Am să pun spanac, vreo 40 de grame de spanac, pe care îl las să se înmoaie puțin aici. Când spanacul este și el gata, am să pun 30 de ml de smântână dulce. Am să pun sare, piper, sucul de la jumătate din lămâie și puțin ardei iute roșu. Asta este una dintre umpluturile pentru cartofi. Am să trec la cea de-a doua. Am să pun 100 de grame de cașcaval pe care am să-l rad. Ok, îl pun aici în bol. Mai am 100 de grame de prosciutto cotto. Este de fapt o șuncă de porc, din pulpa de porc. O toc mărunt și o amestec aici cu cheddarul. Am să mai folosesc niște pătrunjel, puțin ardei iute și un cățel de usturoi. Și am să amestec foarte bine. Au trecut 50 de minute. Am să scot cartofii de la cuptor. Acum am să iau câte un cartof, fac un mix și îl pun înapoi în tavă. Și așa am să procedez cu toți cartofii ăștia. 8 dintre ei am să-i umplu cu acest amestec de cheddar și șuncă. Pe 8 am să-i pun cu acest amestec de spanac, ciuperci, semințe de dovleac. Am să-i mai introduc la cuptor 10 minute, până se gratinează frumos pe deasupra. Puteți să bucurați atât pe cei mici, cât și pe cei mari cu acești cartofi. Îl umplem cu smântână, dăm cu niște paprika pe el, punem și câteva fire de ceapă chives. Aceștia sunt cartofii noștri copți. Nu-mi rămâne decât să vă spun poftă bună!